Balunește. N-ai fi zis că o să ajungem să trăim ziua asta în care eu te intervievez pe tine. Și da. Unde? Ești back în Timișoara după ce de... N-ai mai venit în Timișoara de... N-am mai venit în Timișoara de vreo 3 ani, dar am fost așa puțin incognito. Așa, am fost așa. Un botez. Ca așa da. Te mai întorci, da. Trebuie să spunem de ce ești aici. Ești invitată de Bogdan Mundeanu la Cărturești, în seria Ce faci, scritorule? Da. De ce te intervievam? Pentru că ești absolventă de UVT. Asta. Sunt, confirm. Așa, da. Pentru că avem o istorie în spate de cercuri literare, așa. Mai avem și de scenariu, scenaristică, Media ce Pro. Da. Mai țin minte acolo, urcam în, da, chiar a fost pe scară. Un experiment foarte bun. Da. Descris. Cum ai regăsit Timișoara? Păi, chiar dacă ai mai fost. Sunt, da, oricum sunt de 2 zile, asta e a 2-a zi de când am revenit. Și ultima dată când am fost în Timișoara nu se reparaseră, nu se refăcuseră Unirii, da, și Libertății, nu se făcuseră fațadele multor clădiri din Unirii. Mi s-a părut că arată excelent. Da. Chiar am fost... Mai vrea mai mult, dar da, deci, dar pentru cineva care nu a mai... Adică ultima dată când am fost, era seara, am văzut un pic în Unirii pietrele scoase, nu știu ce, adică era șantier. Da. Acum când am venit, mi s-a părut că arată foarte bine și chiar am fost acum și am stat pe o terasă în Unirii și mi s-a părut minunat. Deci casele alea refăcute arată excelent. Poate, da. cred că v-ați obișnuit cu ele, dar arată foarte bine, e da. Foarte bine. Ești la București, ești plecată la București din 2000... Sunt în toamna asta, să fac 6 ani de când. Așa, lucrezi la Adevărul, da. Ai făcut jurnalistică la UVT am lucrat în presă aici la Adevărul, la secția, Adevărul. Da. Redacția de Vest. Da. Și ești la București. Da. În primii ani când ai plecat, ai fost foarte... Erai foarte tristă, ca să zic așa, te plângeai în permanență, da, de altă... Da, am avut impresia că am intrat într-o anxietate enormă. Da. Locuiam singură pe atunci, a fost destul de... A fost și o chestie tabu, așa, să ia o fată singură și se mută din, da, Timișoara. În București, în Pantelimon. Imaginează-ți discuțiile cu mama la telefon în fiecare seară, așa. Prima chestie pe care mi-am cumpărat-o din Severin a fost un spray lacrimogen. Exact. Erau câini, nu se terminase. Adică, da, după aia a fost nefericitul incident și povestea care s-a încheiat cu câinii. Pentru că acum trebuie să spun că nu mai sunt câini pe stradă în București. Da. Nu, absolut deloc. Dar atunci, când am venit eu la început, era un coșmar. Era... Da, au fost ani când de genii, neevitat. Da. Nu aveai o soluție. Pentru un om care vine seara acasă de la lucru, nu existau soluții. Da. Nu știu, îți trebuiau arme, îți trebuiau chestii cu care să te aperi. Ei, și toate lucrurile astea au construit o stare enormă de angoasă. Da. Te trezești dintr-o dată într-un oraș mult mai mare, mult mai violent, mult mai murdar, mult mai agitat, mult mai... Tu ți-ai, deci, da, pentru timișoreni există, nu e visul american, e visul bucureștean. Adică timișorenii, în general, vor să migreze spre București. Nu știu dacă vor, da? Să știi că există acest curent. Am avut impresia că nu. Adică eu trebuie să spunem că eu sunt, nu sunt, adică sunt din Severin. Da, sunt, da, din Oltenia. Prin adopție. Da, așa? Prin adopție sunt, da. Cum e acest, cum îți trăiești acest vis? Cu care acum te-ai împăcat, nu? Te-ai împăcat cu București? Nu, la mine nu a fost neapărat un vis. Eu nu mi-am dorit, de fapt, să ajung în București. În cea mai mare parte a vieții mi-am imaginat că voi rămâne în Timișoara și voi locui până la adânci bătrâneți aici. A fost o chestie de moment. A fost o conjunctură. Era și criza în care intrase media. Era criza în care intrase media. Era criza în care intră omul la 30 de ani. Da, era, nu știu, erau mai multe crize. Și toate crizele astea s-au întâlnit în mine. Și când am aflat că o să se închide redacția locală, Adevărul de Seară, bine, nu, Adevărul de Seară se închisese deja, Adevărul Timișoara, da, în fine, s-a oferit varianta asta să mă mut acolo. Dar trebuia să răspund pe loc, adică să mă gândesc în după masa asta și să răspund dacă vreau sau nu. Și am zis, ok, hai să fac treaba asta, să-mi schimb viața, dar a fost ceva așa de moment, pentru că mi-am dat seama că
dacă nu iau o decizie în momentul ăla și o să mă gândesc și o să pun lucrurile pe hârtie cu pro și contra, o să zic că nu mă duc, rămân aici, pentru că asta este tendința noastră sau a mea, să rămâi în cercul ăla care te protejează și da, să nu faci mari pași în afară și nu știu ce. Și am zis, bă, hai să fac o nebunie, mă duc la București, eu a venit aici, m-a luat cu mașina, mi-am dus lucrurile la Severin și în ziua următoare eram în București. Și cred și că cam așa se iau deciziile. Tot și câțiva ani la început, vreau să mă întorc la Timișoara, vreau să mă întorc la Timișoara. Am vrut să mă întorc la Timișoara, da. A fost un șoc foarte mare. Ce să faci? A fost un șoc foarte mare când am ajuns acolo, care probabil ține și de felul fiecăruia de a fi, habar n-am. Cred, sunt convinsă că sunt oameni care atunci când se mută la București, din prima se potrivesc acolo, din prima sunt puzzle-ul, bucățica din puzzle. La mine n-a fost așa, la mine a fost foarte greu și într-un final, acum sunt ok, sunt împăcată cu orașul, nu e orașul vieții mele, dar e mult mai bine. Adică, cred că aș putea să spun, fără să exagerez poetic, că am reușit să îmblânzesc. Fiara? Fiara, da, cât de cât. Da. Prima oară când ne-am întâlnit, eram la El Comandante. Da, eram în București. Da, așa. Cum te-ai integrat și în viața, nu știu, te-ai integrat în viața culturală, ca să zic așa, literară? Primii doi ani a fost un pic mai complicat, pentru că nici nu cunoșteam pe nimeni, adică e mai complicat oricum până înțelegi cum se mișcă lucrurile. În ultimii doi ani a fost mai bine, nu știu exact ce s-a întâmplat, am început să cunosc oameni, cred că asta s-a întâmplat, și am început să mă trezesc că mă invită oamenii să iau parte la evenimente culturale, să citesc, să nu știu ce, să... dar nu cred că am făcut niciun efort în sensul ăsta, au venit natural lucrurile. Natural, s-a întâmplat să mă caute oameni pe care nu-i cunoșteam, sau le citisem cărțile, dar nu interacționasem cu ei. Și acum lucrurile sunt în regulă, dar nu e așa o mare fericire. Adică vorbeam și cu Bogdan Muntean mai devreme că poate și din cauza faptului că sunt foarte multe lucruri care se întâmplă, la un moment dat alegi să nu te duci la niciunul din ele. Da, asta e curajul, da. Da, sunt foarte multe și te pierzi, în primul rând, și în al doilea rând este o mare, mare problemă cu distanțele. Exact. Distanțele, timpul. Cum e să lucrezi în redacția Adevăr, într-o redacție? E bipolar. De ce? Sunt zile în care sunt zile în care nu mai vrei să faci asta, pentru că e foarte multă muncă și e foarte agitat. Până la urmă, cred că fiecare din noi poate să spun că are multă muncă. Tu te ocupi de corespondenți? Da, eu sunt coordonatoarea secției de corespondenți, lucrez cu colegi din țară, avem 35-40 de oameni, tot timpul diferă, mai vine unul mai pe altul, de care ne ocupăm. Sunt zile în care este extraordinar și în care îți dai seama că e una dintre cele mai faine profesii din lume. Sunt zile în care te duci acasă și... zile când o urăști, urăști profesia. Da, sunt zile în care îți trec prin mână și prin cap atâtea lucruri nasoale, pentru că noi facem în mare parte jurnalism de eveniment. Da. Și jurnalismul de eveniment este jurnalismul care îți distruge creierii. Adică, sigur că toți ne uităm la știri seara și aflăm că s-a întâmplat nu știu ce nenorocire. Dar de ce trebuie să văd eu toate pozele? De ce trebuie să cunosc eu toate detalii? De ce trebuie să caut eu pe Facebook și să văd cum au arătat ăia care au făcut nu știu ce și așa mai departe, exact, și copiii? Și... sunt tot felul de lucruri care te marchează și mă marchează pe mine ca editor, dar pe vieții oameni din teren, jurnalistul din teren, care chiar se duce și vede cu ochii lui. Și atunci eu cred că nu este... eu sunt convinsă că cel puțin în modul în care fac eu lucrurile acum, nu e ceva ce poți să faci toată viața. Nu cred. Cred că la un moment dat trebuie să te oprești, să te duci în altă direcție, pentru că te consumă enorm. Și în plus îți consumă tot, adică îți cere absolut tot, tot ce ai. Ai tinerețe, ai putere, ai energie, ai un pic de sănătate, le vrea pe toate. Are nevoie de toate lucrurile astea și apoi sunt convinsă că, care consumă. Că mașinăria asta, mașina asta de tocat, la un moment dat o să te scui pe afară și o să bage altă bucățică de carne acolo. Exact. Lumea pe Facebook care te cunoaște, tu cumva ești la concurență cu pisicile lui Alex Tocilescu, tu ești cu terasa Fericinii, ești cu tramvaiul 36 din București, ești cu trenul București-Severin, București, care este același cu București-Timișoara. Da, bineînțeles, deci, este fix același. Până acum veneam în direcția aceea. Așa. Cum e? Păi,
De fapt, acolo se vede în toate observațiile tale și în aceste pasaje, se vede odată observația jurnalistului combinată cu, de fapt, cu sensibilitatea scriitorului pentru detalii, pentru că tu le vezi lucruri poate pentru care pentru ceilalți nu... Da, asta, povestea am mai spus-o cu Terasa Fericirii, mutându-mă în cartierul în care stau, în Pantelimon, în care am stat de la început, de când am mutat în București, am descoperit după vreo 3 săptămâni că de fiecare dată când coboram din bloc, făceam tot timpul la dreapta, pentru că mă duceam spre metrou. Și nu avusesem efectiv timp să fac la stânga, să văd ce se întâmplă în stânga. Pentru că veneam seara după 10, magazinele erau închise, nu știu, nu aveam pâine, aveam un frigider gol, deschideam, era un iaurt acolo și mă întrebam, doamne, de ce consum curent electric frigiderul ăsta? Nu am nimic în el. Ok, și într-o zi când am fost liberă, am făcut la stânga să văd ce e acolo. Și la stânga am descoperit că era un birt oarecare, o bodegă, numită Terasa Fericirii, doar nu i-am pus eu numele. Cineva scrisese frumos cu vopsea pe o plăcuță și o pusese acolo, iar chestia asta este exact sub balconul meu. Eu auzise în seara niște chestii, dar nu știu, eu veneam obosită, mă culcam, nu mă stăteam să mă uit, ce e aici, ce se întâmplă. Da, și este o bodegă foarte specială, pentru că ai senzația că este scoasă din timp. Exact. Nu este genul de bodegă unde vin, nu știu, boschetarii sau niște oameni, niște drojdieri, niște, folosesc niște cuvinte foarte nasoale acum, dar până de la Pantelimon. Vorbim despre Pantelimon, da. Nu, deci vin bărbații din cartier care reușesc să să existe în interiorul unei comunități. Această comunitate sunt tot timpul aceiași oameni care vin acolo. Îi văd că vin cu plasele, ceea ce înseamnă că soția i-a trimis să facă nu știu ce, iar ei au făcut un detur și s-au dus acolo. Sau cu câinele, cineva, sau i-au spus cuiva, am ieșit să plimb câinele ca să facă câinele nu știu ce și m-am dus acolo și am băut o bere. Da, da. Cu nepotul, am ieșit să plimb nepotul, să... în fine. Exact. Mă rog, asta e doar în imaginația mea, dar sunt convinsă că e așa. Și, în fine, sunt tot felul de discuții pe care oamenii ăia le poartă. De fapt, este extraordinar dacă se întâmplă ceva ziua, nu știu, demisionează un ministru sau ceva. Seara se discută acolo. Da, este, dar discuțiile sunt extraordinare, adică nu... Deci oamenii sunt conectați. Nu le poți, nu le poți inventa. Lucrurile astea nu le poți inventa. Da. Despre tot, despre fotbal, despre se cântă... nu știu, au tot felul de cântece cu Eminescu, domnul nostru Eminescu, cu în fine, da. Pe voci, tot timpul îi recunosc, ăsta e ăla, ăsta e, da, e o adevărată plăcere. Și am început să scriu despre asta. Și a doua bucată a universului pe care îl construiesc aici este tramvaiul 36, cu care, care deja e poate mai cunoscut decât, care merge la lucru și... Te-a invitat Răzvan Exarcu, nu? Da, să vorbim despre cu ajutorul tramvaiului, am reușit să ajung la Morning Glory chiar la Răzvan Exarcu. Da. Și partea cea mai amuzantă legată de tramvai s-a întâmplat acum recent. Eu tot scriam că la stația de destinație, respectiv acolo unde cobor eu, la fabrica de glucoză, în fine, la Adevărul, nu există un refugiu și că stăm în vânt acolo și nu știu ce, în fine. Am scris în Adevărul despre chestia asta, pentru că am o rubrică de editorial vinerea. După care, peste 2 săptămâni, au venit niște oameni care au făcut niște măsurători în ideea că vor construi un refugiu. Mie mi s-a părut senzațional, dar apoi au construit refugiul. Care era refugiul? Erau două bețe așa metalice, cu chestie, un acoperiș micuț așa deasupra și o băncuță, dar ăla, deci nu, ăla nu te ajută la nimic, pentru că nu te protejează. Nu au pereți, nu are nimic. Exact. Dar nici de ploaie nu te protejează, trebuie să plouă perfect perpendicular și să nu bată vântul deloc. Ok, și am continuat să scriu despre asta și am zis, da, mulțumim că ne citiți și ne ajutați, dar ce facem cu chestia asta? Bineînțeles, a plouat, a nins, toată treaba de acolo a ruginit, acum arată senzațional. Cam asta e treaba. Tipic. Hai să vorbim despre experiența ta cu scenariul de film, s-a și făcut? Da, există un film după o proză de-a mea care se numește Briceagul și chiar mi-ar plăcea să o citesc. Da. Proza și realizatorul este Marius Bogdan, regizorul, este un film, un scurtmetraj, iar proza face parte din într-o viitoare carte de proză scurtă la care lucrez acum și pe care sper să o termin anul ăsta, doar că Bogdan mă avertiza când m-am întâlnit cu el mai devreme, Bogdan Munteanu, că ultima dată când m-am întâlnit cu el sau am vorbit cu el acum nu știu cât timp, i-am zis, lucrez la o carte de proză scurtă? Zice, păi, ești încă acolo? Da.
așa ceva, într-adevăr. Te apasă un soi de rușine personală, nu o vede nimeni, tu o știi, ești sub ea, te apasă, că o rușine care îți spune tu nu mai scrii nimic, o ții cu cărțile scrise acum 100 de ani, știi, da. Te roade chestia asta. Ok. Tot îți găsești motive, da. Da, deci trebuie să spunem că ai scris La Vinucea, da, apărută la Cartea Românească, facem inventarul cărților scrise până acum și pe care le vei scrie, vom vedea. Deci La Vinucea, în Cartea Românească, asta a fost a treia La Mine în Cap, tot la Cartea Românească. Și prima a fost în MOV, la editura Prier. Da, ok. Și contribuții în tot felul de antologii. Cea mai recentă este o antologie de poezie de dragoste publicată la Paralela 45, coordonată de Cosmin Perța. Înainte de asta a fost o antologie coordonată de Robert Șerban, scriitor la poliție. A mai fost aia antologia Rezist. Scriitor la poliție. Da, scriitor la poliție împreună. Da. Rezist, poezia tot de Cosmin Perța coordonată. Deci cam cumva ego-ul meu de 2 lei... Ce, să cau rădăcinile unui copac în pustiu? Și am mai trase niște seve din poveștile astea, dar trebuie să vină momentul în care spui semnătura de adevăratele pe ceva. Cartea mare? Nu, nu. Nu e mare. Sunt obsesiile astea, știi? Obsesia, marele roman, deci, cum dacă, să nu? Marele roman, dacă nu poți să-l faci, mai bine nu scrii. Da, dacă da, cunosc. Nu sunt de acord cu ele, dar în fine. Da, da. Până la urmă... Eu citesc foarte mult în Tramvaiul 36 și nu, pe mine nu mă ajută marele roman. Eu am nevoie de o carte mică care să intre în jante, exact, să pot să scos, exact, să citesc, exact, să mă amuz, să pun la loc și în două zile să termin. În afară de tine mai citește cineva în Tramvaiul 36? Foarte rar, foarte rar. Mai găsesc câteva, Sunt, acum nu vreau să fac pe deșteaptă. Sunt dimineața tot felul de tineri care merg la corporații, că tramvaiul merge în Pipera, să spunem asta, sunt foarte mulți. Și evident că ei mai citesc. Cărți. Dar e destul de complicat acolo. Noi ca în metrou cu rățel, te așezi tu și scoți acolo, te ții cu o mână, cu una, te... Așa, trebuie să fii atent în toate părțile, la portofele, la chestii, la trestii. Te zguduie, te nenorocește. Păi, sunt multe lucruri. E un mic război acolo. Îți mulțumesc, Lavinia, că ai acceptat și că te-am intervievat. Următorul interviu va fi sigur legat. Următorul va fi sigur după premiul Pulitzer. Da, da.